Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un bărbat care se întorcea acasă după ce luase o geantă și a găsit sfârșitul pe marginea drumului cu puțin timp înainte de tragedie. A discutat cu soția sa la telefon, dar nu s-a plâns de ceva. Între timp, copilul de 3 ani găsit alături de mama și bunica, care muriseră deja, luptă pentru viață. Micul pacient din Rezina a fost transportat în capitală, dar se află încă în comă. Fracțiunea Democraților a mai fost părăsită de încă un deputat după plecarea lui Angela Gachi. Majoritatea parlamentară se află pe muchie de cuțit. În perioada stării de urgență, Igor Dodon ar fi comis cel puțin 58 de încălcări ale restricțiilor legate de coronavirus. Le-a numărat deputatul Dumitru Alaiba, care a sesizat poliția cerând amendarea șefului statului. Un bărbat din raionul Criuleni și-a găsit sfârșitul pe o margine de drum. Cel mai probabil, aștepta să urce într-un microbuz ca să revină acasă. Pe corpul său nu au fost găsite urme de moarte violentă, ci doar o lovitură la cap ce s-ar fi produs în timpul căderii. Bărbatul a fost găsit mort la această răscruce de drumuri. Rămăsese aici pentru a prinde un microbuz ca să revină acasă. Însă când soția l-a telefonat, i-au răspuns deja polițiștii care i-au dat tragica veste. Din spusele soției, bărbatul s-a dus să ia o geantă cu produse lactate pe care i-a trimis-o o rudă. Pentru asta a trebuit să meargă la o depărtare de câțiva kilometri. După ce a primit coletul, a mai mers pe jos o bună bucată de timp, apoi s-ar fi oprit la marginea drumului, unde și a fost găsit mai târziu fără suflare. Tragedia s-a produs în jurul orei 10 dimineața pe traseul Chișinău-Dubăsari, iar la fața locului au venit echipajele Inspectoratului de Poliție din sectorul Râșcani al capitalei. La examinare, către medicul legist, pe suprafața corpului, urme de moarte violentă nu au fost depistate. Cadavrul bărbatului a fost îndreptat la centru de medicină legală, unde urmează să fie efectuate expertizele și să fie stabilite cu exactitate cauza decesului a bărbatului. Oamenii legii au stabilit că bărbatul în vârstă de 64 de ani era originar dintr-un sat din raionul Criuleni. Soția sa ne-a spus că a fost tot timpul activ și nu avea probleme de sănătate. Copilul de 3 ani din orașul Rezina, care s-ar fi intoxicat cu ciupeci, continuă să se afle în stare extrem de gravă. El se află la terapie intensivă, iar medicii luptă pentru a-l salva. El a fost găsit alături de mama și bunica sa, care nu a mai putut fi salvată. Este inconștient, urmează o terapie amplă de dezintoxicare. Este grav, dar stabil. Ei sunt optimiști în ceea ce privește șansele lui de supraviețuire și urmează să rămână sub supraveghere în zilele următoare. Pentru a evita intoxicațiile cu ciuperci, specialiștii ne recomandă să le cumpărăm doar din locuri autorizate, cum ar fi piețele sau magazinele. Și asta pentru că doar aici sunt supuse controlului sanitar și sunt ținute în condiții de igienă. Specialiștii în siguranță alimentară mai recomandă cetățenilor să nu folosească în alimentație decât ciupercile pe care le cunosc foarte bine. Semnele intoxicației pot apărea de la câteva minute de la consum până la 3-6 ore sau chiar mai mult. Dacă apar vărsături, sete sau febră, oamenii sunt îndemnați să sune imediat la 112. Deseori, intoxicația cu ciuperci este fatală dacă adresarea la medic este tardivă. Protestele zgomotoase ale democraților și aruncarea curcanilor peste gardul președinției s-a scurs deja un an. Unde sunt acum cei 5 curcani și ce s-a întâmplat cu ei? Aflați imediat la știri. Majoritatea parlamentară devine tot mai fragilă. Încă un deputat democrat și-a anunțat plecarea din fracțiune pentru a se alătura echipei lui Adrian Cantu. Anunțul cu privire la cererea de plecare a lui Angel Agachi a fost publicat pe pagina de Facebook a grupului Pro-Moldova. Grupul a precizat că motivul plecării de la PD este dezastru provocat de Igor Dodon. Deși redacția TVO.md l-a telefonat pe deputat, acesta avea telefonul deconectat. În schimb, președintele fracțiunii Dumitru Diacov a spus pentru TVO că PDM e sărac,
Ei sunt bogați. E mizerabilă toată chestia asta. E foarte mizerabilă și îmi pare foarte rău de Agachi. El de 3 zile a deconectat telefonul și se rușinează să răspundă colegilor din PDM, adăugat Iacov. După plecarea lui Agachi, fracțiunea democraților rămâne cu 14 parlamentari din cei 30 cât erau la început. În aceste condiții, majoritatea parlamentară formată din socialiști și democrați are doar 51 de voturi, minimul de cât este nevoie pentru a putea vota proiectele de legi. Ieri, Pavel Filip i-a acuzat pe deputații Vladimir Cibotar și Marina Tauber, că ar fi cei care racolează parlamentari, cărora le oferă milioane, însă nu a precizat dacă se referă la lei sau euro. Cei doi au negat acuzațiile. Deputatul socialist Corneliu Furculiță, tot el proprietarul câtorva instituții media la care lucrează și prima doamnă, s-a pomenit în mijlocul unui scandal. Acesta ar fi primit în ultimii 3 ani peste 6,5 milioane de dolari care au fost folosiți pentru a finanța Partidul Socialiștilor. O parte din bani ar fi fost chiar în punga neagră care apare în secvențele video. În presă au apărut imagini cu semnătura socialistului pe bonuri de plată. Cel care a transmis fotografiile a preferat să nu-și dezvăluie identitatea, dar un denunț a fost depus și la Procuratura Generală. Într-o scrisoare adresată mai multor instituții de presă, o persoană anonimă prezintă mai multe așa zise bonuri semnate de deputatul socialist Corneliu Furculiță în anul 2017 pentru banii pe care îi primea în fiecare lună destinați finanțării partidului. În total, pentru acest an, suma a ajuns la 2.730.000, iar sumele lunare variază între 216.000 de dolari până la 560.000 de dolari. Totuși, în 2018-2019, sumele cresc chiar și la 3.840.000 de dolari. În mesajul care însoțește fotografiile, persoana anonimă afirmă că o parte din bani sunt chiar din renumita pungă neagră. Între timp, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale a precizat că instituția a recepționat scrisoarea respectivă. Aceasta a fost înregistrată și urmează a fi examinată. De cealaltă parte, deputatul Corneliu Furculiță spune că aceste informații sunt false. Mai mult, parlamentarul afirmă că scrisoarea ar fi o încercare de a distrage atenția de la ancheta furtului miliardului care a început să avanseze. Astăzi avem o nouă producție Miami Pictures, de data asta cu hârtiuță pe care au desenat cifre. Petardele informaționale nu trebuie să influențeze deloc în procesul de aflare a adevărului. Tragerea la răspundere a celor vinovați în furtul secolului, confiscarea averilor pentru a fi întoarsă poporului, a scris deputatul pe o rețea socială. Totodată acesta spune că va depune și o plângere penală în acest sens. Socialistul este considerat o persoană de încredere președintelui. Anterior, ziarul de gardă a scris că a plecat și în vacanțe cu membrii familiei Dodon, fiind și consătean cu șeful statului. Iar prima doamnă lucrează la firma media care gestionează mai multe instituții de presă. Igor Dodon ar fi încălcat legislația privind combaterea coronavirusului de cel puțin 58 de ori. Iar dacă ar achita amenzile, atunci în bugetul statului ar putea să ajungă aproape 1,5 milioane de lei. Calculele îi aparțin deputatului Dumitru Alaiba, care le-a aranjat într-un tabel unde a descris fiecare caz în parte. Cel mai des, șeful statului a încălcat regula privind participarea la evenimente în spații publice închise, fără mască și fără a respecta distanța socială. Lista cu încălcări a fost trimisă Ministerului de Interne, cu solicitarea de a-l sancționa pe președinte. În lista lui Alaiba se regăsește și vizita pe care Igor Dodon a făcut-o recent în satul său de baștenă, Sadova, acolo unde a fost sfințită o fântână, iar slujba a fost oficiată fără purtarea măștilor și fără respectarea distanței sociale. Am găsit apă, pe tine te rugăm, Părinte milostive, binecuvântează fântâna aceasta, izvorul acesta. O altă încălcare descrisă este vizita ce a avut loc în raionul Căușeni acum câteva zile, când, printre altele, șeful statului a vizitat o mănăstire, tot fără a purta mască și fără a respecta distanța, încălcând astfel o prevedere a Comisiei Naționale, mai constată Alaiba.
Sub lupa deputatului a ajuns și mânarea distincțiilor pentru veteranii de război, unde președintele a stat mult prea aproape de persoanele netate și nu și-a protejat fața cu o mască. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Cum sănătate? Bine, tot bine! Și el, sănătatea e bună! Astfel de încălcări, spune parlamentarul, sunt cel puțin 58 la număr, în timp ce valoarea amenzilor ajunge la 1.450.000 de lei. Purtătoarea de cuvânt a președintelui a precizat pentru TV8 că nu comentează declarațiile politice, însă recent Igor Dodon spunea că purtarea măștilor este doar la nivel de recomandare. Domnule președinte, de ce nu respectați dispozițiile Comisiei pentru situații excepționale? Care? Stau acasă sau? La Republica Moldova, la această etapă, nu este o normă prin care impune purtarea măștilor de protecție. Eu special înainte de a începe misiunea, am sunat-o pe doamna Dumbrăleanu și am întrebat încă o dată. Încă o dată vă menționez. Nu este normă care impune că peste tot trebuie să mergem cu mască de protecție. Da, este recomandabil, mai bine, ne protejăm, dar nu este obligatoriu. Deputatul PAS a expediat lista cu cele 58 de abateri Inspectoratului General al Poliției, cu solicitarea de a se autosesiza și de a-l sancționa pe Igor Dodon. Purtătoarea de cuvânt a instituției nu ne-a oferit deocamdată un comentariu. Anterior, când premierul Ion Chicu a fost întrebat de ce oficialii încalcă prevederile Comisiei Naționale și nu sunt sancționați, el a cerut public Ministerului de Interne să cerceteze toate cazurile. În apropiere de Măgdăcești, asta după ce un Volvo a fost lovit cu putere de un automobil. Ambele mașini au fost avariate. Potrivit primelor cercetări, de vină s-ar face șoferița din Volvo, care nu s-a asigurat atunci când a încercat să schimbe banda de deplasare. Femeia însă consideră că dacă celălalt șofer nu ar fi condus cu viteză, atunci impactul putea fi evitat. Accidentul a avut loc în această dimineață în jurul orei 10 în apropiere de Măgdăcești. Impactul s-a produs între o mașină de marca Volvo condusă de o femeie și una de marca Mercedes, la volanul căreia se afla un bărbat. În urma accidentului, în zonă s-au format ambuteiaje, astfel inspectorii de patrulare au dirijat traficul. Acest bărbat spune că era în calitate de pasager din mașina de marca Volvo. Ne-a spus că accidentul s-a produs din cauza că Mercedesul se deplasa cu viteză excesivă. Nu m-am dat să facem răzărot, să-l facem în coasă. Dar să primim măcar de seama, asta nici nu măcar de seama, că deodată și palitură. Și șoferița afirma același lucru. Să ne spuneți cum s-a întâmplat și dacă ați avut de suferit de pe urma accidentului. N-am avut de suferit, cum s-a întâmplat, e viteza excesivă a partenerului de accident și atât ai tot. El se face vinovat. Demo a stabilească poliție. Poliția care s-a prezentat la fața locului a refuzat să ofere vreun comentariu. E urmă la centru de presă, vă rog frumos, la Inspectorat General. Ce faceți aici? Ce ați văzut? Nu, îl știu pe șofer. Asta și... Dar cine se face vinovat? Cum s-a întâmplat? Mercedes-ul a venit din partea aia și Volvo nu a cedat și... Iar pe acest tânăr l-am surprins cu hainele pătate de sânge. Gerard, cum s-a întâmplat? În ce mașină v-a? Cum s-a întâmplat acum? Nu pot. Mergeați cu viteză excesivă? Ambele mașini au fost grav avariate și au fost luate cu evacuatoarele. Ulterior, poliția a oferit o versiune preliminară despre cine se face vinovat de impact. Potrivit primelor date, șoferița din Volvo nu s-a asigurat în timpul manevrei. În urma efectuării unei manevre de virare spre stânga, de pe banda de mijloc, nu s-a asigurat, iar ca rezultat a fost tamponată de un alt automobil de model Mercedes, care era condus de un bărbat cu vârsta de 28 de ani. Cei doi șoferi nu se aflau în stare de ebrietate. Șoferița mașinii Volvo urmează a fi pedepsită contravențional. Curcanii, care au fost aruncați exact acum un an peste gardul președinției, continuă să se afle la grădina zoologică din capital. Aceștia stau într-o curte rurală, iar copiii sunt curioși să-i admire. Totuși, istoria celor 5 păsări o știe doar administrația manageriei. La un an distanță, curcanii au mai crescut și bucură ochii vizitatorilor de la grădina zoologică. Frumos. Mă bucur că a ajuns aici și nu ne merităm oală.
președinției. Bine că îți vii, cred eu. Că doar nu e normal. Nu e bine că s-a făcut în lume cu curcani, cu de rușine s-a făcut. Au fost 5 masculi, era un grup deja format, să zicem așa, și eu m-am plasat în curtea rurală unde vizitatorii pot să-i admire. Vizitatorii știu de unde sunt curcanii? Noi nu afișăm așa ceva. La noi, în genere, în grădina zoologică se practică când animăluțele sunt aduse sau sunt găsite undeva, sau traumate, sau puișori găsesc fără părinți. Și noi niciodată nu refuzăm la așa propuneri. Îngrijitorii de animale spun că păsările se simt bine pentru că mâncarea și apa e mereu alături. E bine. Totuși, acum un an, când au fost aduși, curcanii erau puțin stresați. Nu suntem bucuroși când vedem așa ceva și de ce noi ne străduim din plin să ajutăm animalele care au nimerit într-o situație mai dificilă. Deci au fost puțin stresați, în schimb nu au avut careva traumatisme. Și de la președinție cumva, nu știu, Igor Dodon a fost în vizită aici la grădina zoologică, s-a interesat în ce stare sunt? Dumneavoastră, înțelegeți că noi i-am primit, a fost un apel, da, prin care s-a solicitat, primiți, vă rog, niște curcani care sunt traumați. Au vreun nume? Nu, nu au niciun nume. Cei mici însă s-au întrecut în a le găsi nume. Ion și Maria. Ce nume le-ai dat? Edrian. De ce Edrian? Că e mai frumos nume. Și care dintre ei ar fi Edrian? Așa el cu gura deschis mai bine. Tu cunoști ce pasăre e acolo? Da, este curcan. Curcanii legați au fost aruncați în timpul protestelor organizate de către Partidul Democrat peste gardul președinției. De la o înălțime de 4 metri, la toată scena au asistat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc și Pavel Filip. Codul penal prevede o amendă de aproape 70.000 de lei sau până la 3 ani de închisoare. Am încercat să aflăm dacă cineva a fost pedepsit, dar reprezentanții Inspectoratului General de Poliție nu ne-au răspuns la telefon. Pentru că soarele arde tot mai tare, cei care au avut timp liber astăzi și-au găsit refugiul pe plajele din capitală. Oamenii au făcut băi de soare, iar unii chiar au intrat în apă. Cu ochii pe ei au fost tot timpul salvatorii, însă nu și poliția, pentru a le vorbi despre distanța socială și aglomerație. Frumoasă și temperaturile ridicate de astăzi i-au scos pe unii chișinăuieni din casă. Astfel, în căutarea unui strop de răcoare, aceștia nu au ezitat să facă băi de soare sau chiar să se scalde în unele lacuri din capitală. Vremea caldă și soarele fierbinte au scos-o din casă și pe această femeie. A ieșit în parcul Valea Morilor alături de nepot. Очень классно, жарковато, водичка чуть грязная, поэтому мы далеко не заходим. Вот он ножки мочит только и все. Coronavirusul i-a stricat toate planurile de vacanță, așa că se va odihni prin țară. Цели, конечно, были грандиозные планы и на август, и на сентябрь. Ну, думаем, что уже будем проводить все лето здесь. Iar acești tineri chiar s-au aventurat să intre în lac. Они опасны сейчас коронавирус. Честно, мы перестали переживать по этому поводу. А почему? Слишком долго сидели дома и как-то посмотрели на всю эту ситуацию. Мы посчитали, что это уже не особо опасно. Cum e apa? Minunată. E curată apa, pentru că știm că lacurile din capitală nu... Între, dar nu suntem curați? Deci nu vă e frică de nicio? Eu nu știu ce vă să vă interesați, dar să spun așa, la o adică undeva în felul ăsta, eu ceva am lucrat în domeniul ăsta. Și să vorbim de un careva rezervoar cu apă deschisă despre curățenie, nu faci. Salvatorii erau tot timpul cu ochii pe cei care au ieșit să se odihnească. Prin difuzoare, oamenii erau informați despre regulile de comportament din timpul scăldatului. Este delimitată cu geamanduri. Notul după geamanduri este interzis. Scăldatul în stare de ebrietate la fel este interzis. Nu lăsați copiii fără supraveghere lângă apă. Mai întâmplă să treacă și de limit? Se întâmplă de date, sunt care, nu știu, reguli, îmi ducem, îl lămurim. Dacă vă apropiați de copii mai mult, ce le spune? Da, nu se poate scalde fără părinți, ori cu cineva mai adult. Șeful stației de salvatori afirmă că oamenii s-au relaxat peste măsură și nu respectă regula de aur, păstrarea distanței sociale, inclusiv pe plajă. Pandemia e pe mal, în apă, eu supăt că pandemia nu.
nu efectuează. Pur și simplu, ei nu trebuie să stăie în grupe. E că, cum vedeți la plajă, stau cu copii 12-14 ani, ele vin câte 5, câte 6, câte 10 persoane. Dar n-ați spus anumite restricții? Dar noi nu putem să... Noi suntem salvatori pe apă, noi nu putem să întrezicem. Cât timp ne-am aflat la Valea Morilor, nu am surprins echipaje de poliție care să le amintească oamenilor despre riscurile privind răspândirea coronavirusului. Alți oameni au preferat să facă sport sau doar să se plimbe. Iată, am ieșit la un antrenament, câte un pic lucrăm tot antrenament, tot pe sport mai mult ne bazăm, cât iese mult timp liber, pe asta și ne bazăm. Ați reușit să vă scaldați? Nu, încă nu ne scaldăm, că mai știți, totuși perioada de carantină și nu trebuie de riscat. Periculos. Dar așa afară aici nu e periculos, tot vin mult. Periculos, noi ținem distanță de la oameni, nu comunicăm cu test. Nu. De ce? Cred că apa nu e chiar curată, nu se permite. Vremea frumoasă se va menține și în zilele următoare, promit meteorologii. Iar la sfârșitul săptămânii, temperaturile vor depăși chiar și 30 de grade Celsius, însă ar putea să cadă ploi cu descărcări electrice. În pofida acestui lucru, specialiștii recomandă să ținem cont de toate măsurile sanitare, să evităm spațiile aglomerate și să ne plimbăm prin parcuri în grupuri mici. Socialiștii propun 6 modificări la legea ONG-urilor. Printre altele, vor ca organizații non-guvernamentale să nu poată monitoriza campaniile electorale și alegerile, să nu poată promova politici publice, iar veniturile să fie controlate de către instituțiile statului. În schimb, nu se opun ca ONG-urile să facă agitație electorală. Despre înaintarea acestor amendamente a vorbit de dimineață și liderul informal al socialiștilor, președintele Igor Dodon. Acesta a anunțat că s-a ajuns la un consens pentru ca legea să fie votată săptămâna aceasta. De partea cealaltă, democrații le-au cerut partenerilor de coaliție să coordoneze amendamentele cu delegația UE în Republica Moldova. S-a găsit consens pentru modificarea unor articole care ar permite să minimizăm riscurile de implicare a forțelor externe în politica internă a Republicii Moldova și dacă aceste amendamente vor fi susținute, atunci legea ONG, cel mai probabil, săptămâna curentă, va fi votată în lectura a doua pentru a fi transmisă la promulgare președintelui țării. La câteva ore distanță de la acest anunț s-a aflat despre ce modificări este vorba. Astfel, deputatul Vasile Bulea a propus 6 amendamente, printre ele fiind și interzicerea ONG-urilor de a monitoriza campaniile electorale și alegerile sau să ofere servicii pentru partide și organizații politice. Ca replică la aceste amendamente, liderul de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, le-a recomandat socialiștilor să coordoneze modificările cu partenerii externi. Eu cred că nimeni nu trebuie să se încăpățâneze și să creeze probleme la aprobarea finală acestei legi, fie ei chiar și din opoziție sau de la Partidul Socialiștilor, a scris democratul pe pagina sa de Facebook. Iar deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, susține că dacă aceste modificări vor fi votate de majoritatea parlamentară, atunci legislația din domeniul ONG-urilor din Republica Moldova va fi mai restrictivă decât în Rusia ori Azerbaijan. În amendament este exclusă interdicția pentru organizații ca să nu facă agitație electorală. Altfel spus, nu mai există deja o interdicție în acest sens. Practic, proiectul introduce niște restricții absolute pentru ONG-uri de a comenta, de a se expune pe diverse politici publice sau proiecte de lege. Pentru că e clar că dacă trece măcar unul din aceste amendamente, asta înseamnă că ne luăm la revedere de la cele 30 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Anterior și prim-ministrul Ion Chiucu a declarat că proiectul de lege privind activitatea organizațiilor necomerciale trebuie modificat. Asta chiar dacă în 2018 proiectul a fost votat în prima lectură și reprezintă una dintre condițiile pentru debursarea celei de-a doua tranșe de 30 de milioane de euro din asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Șeful unei companii municipale a scos din buzunarul său banii pentru a repara un trotuar prăbușit. Eu cred că așa vom face de fiecare dată și cu fiecare. Sau cu demisiile respective. Despre cine este vorba și cât a plătit funcționarul, vă spunem imediat la știri.
În spitalele din țară sunt tot mai puține locuri libere pentru tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus. Municipiul Chișinău, acolo unde sunt înregistrate cele mai multe cazuri de boală, mai sunt disponibile peste 100 de paturi. Într-adevăr, situația este una alarmantă. Spitalele strategice municipale avem 624 de paturi. La moment sunt ocupate 491 de paturi. Total, confirmați COVID în aceste spitale, avem 459 de persoane. Lupta cu temutul virus devine și mai complicată pentru că o parte dintre pacienți sunt lucrători medicali, spun responsabilii. Doar în capitală, 225 de angajați ai sistemului medical au fost infectați. La Spitalul Municipal Toma Ciorbă, de exemplu, mai sunt doar 20 de locuri libere. Totuși, la necesitate, numărul de paturi se poate mări cu 10%, însă va scădea calitatea tratamentului, crede directorul instituției. La necesitate, noi spunem paturi suplimentare, dar din cantitate scade calitatea. Este surminaj, este extensiunea personalului medical. Asta persistă. Deja 3 luni noi primim început și prelungim tot așa. Iar la Institutul de Medicină Urgentă mai sunt disponibile 10 paturi. În reanimare avem 6 paturi libere și în secții reprofilate 4 paturi libere. Dacă nu se vor respecta regulile de restricții care au fost instituite de către guvernare, noi riscăm într-adevăr să avem insuficiență de paturi. La Spitalul Clinic Republican mai pot fi aduși încă 12 pacienți în stare gravă, 40 de paturi fiind în prezent ocupate. Avem paturi disponibile la moment pentru pacienții extrem de gravi. Nu putem afirma acum după numărul ăsta că suntem într-o criză de paturi. Și medicii din Raioane sunt îngrijorați de creșterea numărului de pacienți. De exemplu, la Spitalul Raional Căușeni, în secția de boli infecțioase, nu mai sunt locuri, în timp ce 10 persoane suspecte așteaptă rezultatele testului. Secția de boli infecțioase, la moment avem 25 de paturi. Deci toate paturile sunt ocupate. Avem secție de terapie intensivă, 3 paturi. Deci 2 paturi sunt ocupate și un loc de interese. Acum câteva zile, prim-ministrul Ion Chicu declara că în spitalele din țară sunt disponibile paturi pentru cel mult 5 zile. Ieri, autoritățile centrale au anunțat că Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății va fi reactivat pentru a face față numărului mare de îmbolnăviri. Totodată, Viorica Dumbrăveanu a declarat că la necesitate ar putea fi activat și un spital din afara capitalei, dar a evitat să dea mai multe detalii. Între timp, avem încă o zi neagră în Republica Moldova. Numărul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 365, după ce alte 12 persoane au decedat în fața bolii. Una dintre persoanele decedate avea doar 35 de ani, fiind originară din Taraclia. Ea a fost internată la Spitalul Clinic Republican la începutul lunii mai. Femeia suferea de diabet zaharat, insuficiență renală cronică și hipertensiune arterială. Tot astăzi, alte 218 persoane au fost confirmate pozitiv la COVID-19 din cele peste 660 de teste primare efectuate. Asta înseamnă că virusul a fost confirmat practic la fiecare a treia persoană care s-a adresat după ajutor. Astfel, numărul cazurilor a depășit deja 10.000. Cele mai multe îmbolnăviri de astăzi au fost depistate în Chișinău, acolo unde au fost înregistrate 94 de cazuri. Este cel mai mare număr zilnic de până acum. De asemenea, 305 pacienți se află în stare gravă la spital, 20 fiind conectați la respirație artificială. Republica Moldova se află la mijlocul unui clasament mondial al celor mai sigure state din punct de vedere al coronavirusului. Țara noastră ocupă locul 82 din cele 200 de țări incluse în studiul făcut public zilele trecute. Raportul s-a condus de anumite criterii și categorii precum eficiența carantinei, monitorizarea și detectarea, nivelul de pregătire a sistemului de sănătate și eficiența guvernului. Potrivit clasamentului, Elveția, Germania și Israel sunt în prezent cele mai sigure state ale lumii în condiții de COVID-19. Sudanul de Sud este cea mai periculoasă țară în contextul pandemiei de coronavirus. Vecinii noștri, România, ocupă locul 57, iar Ucraina 66.
Au devenit o necesitate pentru oameni, dar o bombă cu ceas pentru mediu. Măștile și mănușele de protecție au inundat adâncul oceanilor. Fiecare unitate are un termen de descompunere de câteva sute de ani, ceea ce poate avea efecte dezastroase pentru ecologia mondială. Acestea sunt și primele concluzii ale activiștilor pentru mediu din Franța. Oamenii bat alarma după ce au investigat apele din preajma Coastei de Azur. Deșeurile COVID, așa au fost numite obiectele obligatorii pe timp de pandemie de activiști pentru mediu, un grup de ecologiști a investigat apa din zona Coastei de Azur din Franța, unde alături de tradiționalul plastic au găsit măști faciale și mănuși de latex, alături de sticle de dezinfectant. Mărturii sunt imaginile video care au surprins peisajul dezolant la adâncime. Potrivit specialiștilor, fenomenul ar putea să ia amploare odată cu obligațiunea de a purta măști și mănuși chiar și la plajă. De cele mai multe ori, obiectele de protecție sunt aruncate la întâmplare sau sunt luate de vânt și ajung în ape. Dacă oamenii vor trata cu indiferență reciclarea acestora, s-ar putea ca mările și oceanele să aibă mai multe măști de protecție decât meduze. Conform presei străine, durata de viață a unei măști poate ajunge la 450 de ani, ceea ce le face extrem de periculoase. Potrivit autorităților, Franța a făcut comenzi de 2 miliarde de măști de la începutul pandemiei. Reparația trotuarului, care a ținut doar 2 săptămâni, a fost achitată de șeful regiei Xdrupo. Funcționarul a scos din buzunar 2400 de lei. Acest lucru i-a fost cerut de primarul general al capitalei, care i-a amenințat pe toți conducătorii de întreprinderi municipale că vor păți la fel sau, în caz contrar, vor fi dați afară. De cealaltă parte, Sergiu Tomiț a precizat că trotuarul s-a prăbușit și din cauza țevilor de gaz montate acum 7 ani. Pentru trotuarul de la Tistimițeanu, care s-a prăbușit, reparația acestui, domnul Tomiț a achitat bani din propriul buzunar pentru a efectua lucrările de reparație. Eu cred că așa vom face și de fiecare dată și cu fiecare. Sau cu demisiile respective. Este vorba de o porțiune de trotuar de pe strada Nicolae Tistimițeanu, despre care și TV8 a realizat un reportaj. La fața locului s-au prezentat atunci un grup de muncitori și un consilier al primarului general pentru a îndrepta lucrurile. Asfaltul s-a surpat după o ploaie mai puternică, deși fusese turnat cu doar 2 săptămâni până la incident. La scurt timp, Xdrupo a venit cu o explicație și a spus că la adâncime au fost depistate goluri în fundație. Contactat de TV8, șeful Xdrupo, Sergiu Tomiță, susține că a achitat 2400 de lei din propriul buzunar, atât cât au costat lucrările de reparație, și că își recunoaște doar o parte din vină. Nu doar reabilitarea trotuarului a fost executată necalitativ, dar și montarea țevilor de gaz în 2013. Mai exact, o companie subcontractată de Chișinău Gaz ar fi amplasat pe acest segment o conductă la o adâncime de 1,6 metri. În urma ploilor abundente din acea perioadă, în fundația trotuarului s-a depozitat o cantitate mare de apă, care au provocat prăbușirea. Potrivit autorităților municipale, reabilitarea carosabilului de pe strada Nicolae Tistimițeanu costă 10,6 milioane de lei. Celebrul actor rus Mihail Efremov este acuzat că a comis un accident fatal. Acesta a urcat beat la volan și a provocat un accident pe o stradă din Moscova. Artistul se afla la volanul unui BMW și se deplasa cu viteză excesivă. La un moment dat a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens unde a lovit o Lada. Șoferul acestuia a murit la spital. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere. Totul s-a întâmplat noaptea trecută pe o stradă din centrul Moscovei. Din imagini se vede că actorul circula cu viteză mare pe banda din mijloc, iar la un moment dat a ieșit pe contrasens și a lovit violent Lada, accidentând și alte vehicule. În urma investigațiilor s-a constatat că actorul era în stare avansată de ebrietate. Efremov, ați avut cum? Mihail. Vă văpile? În urma accidentului, Efremov nu a avut de suferit. El a fost documentat și apoi reținut de poliție.
Potrivit presei străine, șoferul Ladei, în vârstă de 57 de ani, a murit la spital. Mihail Efremov riscă până la 12 ani de închisoare. Una dintre cele mai râvnite comori din lume, căutată de sute de mii de oameni din toată lumea, a fost găsită. Anunțul a fost făcut ieri de cel care a ascuns-o acum mai bine de 10 ani în munții Stâncoși din Statele Unite. Bărbatul, acum în vârstă de 86 de ani, și-a atins astfel scopul să provoace lumea să petreacă mai mult timp în natură și să aibă mai multă speranță după criza din 2008. Let's go this way. Oh my God, I see bronze. Aproximativ 300 de mii de vânători de comori au căutat cufărul cu pietre prețioase și monede de aur. Toți au avut aceleași indicii, 9 la număr, criptate într-o poezie semnată de Forrest Fenn, cel care a ascuns comoara. Pentru a descifra versurile ghicitoare, oamenii au creat grupuri pe rețelele sociale. Not far, but too far to walk. Put in below the home of Brown. În căutarea trofeului, cel puțin 4 persoane și-au pierdut viața. Unii din ei erau căutători experimentați, alții se bucurau doar de călătorie de poveste alături de cei dragi. It was a great way for us to get out in nature, to have some quality time together. I didn't anticipate that people would die searching for my treasure, but in the back of my mind it had to be logical that could happen. Cel mai norocos vânător de comori a devenit o persoană de pe coasta de est a Statelor Unite, omul care a găsit cufărul greu de aproximativ 20 de kilograme și cu o valoare de peste $1 million a vrut să rămână anonim. Drept dovadă că a pus mâna pe găselniță este o singură fotografie expediată lui Forrest. Tom, there's still no word on who struck gold, and as for Fenn, he's still not revealing exactly where that treasure was found. Forrest Fenn a avut ideea de a convoca curioșii la o vânătoare de comori după ce a învins lupta cu cancerul. În ultimii 10 ani, aventura a stârnit o serie de controverse, iar casa bărbatului a fost percheziționată de autorități. Mulți au pus la îndoială existența unui tezaur ascuns, iar dubiile sunt întreținute în continuare de modul în care a fost făcut anunțul marii descoperiri. De asemenea, nu este clar care va fi soarta de mai departe a rubinelor, smaraldelor, diamantelor și monedelor de aur ascunse în cufărul de bronz. După ce a refuzat să prelungească contractul cu francezii, Neymar le-a spus colegilor de echipă unde ar vrea să-și continue cariera. Potrivit presei internaționale, fotbalistul brazilian vrea să pună punct relației cu gruparea pariziană în această vară. Noua veche destinație ar putea fi Barcelona. Potrivit celor de la Mundo Deportivo, Neymar le-a spus direct cu echipierilor de la PSG că vrea să revină la Barcelona. Brazilianul are de gând să plece de pe Parc de France după sfârșitul actualului sezon de Champions League, care ar putea să revină în luna august. Neymar evoluează la PSG din 2017, când era transferat de parizieni contra sumei record de 222 de milioane de euro. Pentru a putea reveni pe Camp Nou, Neymar a refuzat o primă de 100 de milioane de euro propusă de șefii parizieni. În trecut, între 2013 și 2017, brazilianul a mai evoluat la Barcelona, cucerind în această perioadă un trofeu al Ligii Campionilor și două titluri în Spania. Însă, până să-și transforme planurile în realitate, fotbalistul mai are de încheiat niște socoteli cu poliția. Oamenii legii din Brazilia investigează cazul în care fostul iubit al mamei sale, mai tânăr cu 5 ani ca Neymar, s-a tăiat la mână și a ajuns la spital din cauza rănii. Aceștia vor să afle dacă nu cumva sportivul este mai mult decât un simplu martor la acest incident. Este vedeta momentului din snooker, dar s-a plâns că a avut parte de o primire de râsul lumii în primul său turneu de după pandemie. Acesta le-a spus jurnaliștilor că bucătarii hotelului în care a fost cazat mai au multe de învățat, pe lângă faptul că nu-și împlinește pofta de mâncare. Acesta mai e flămând și de victorii până acum a bătut totul ce i-a stat în cale. Ronnie O'Sullivan le-a dat în obraz organizatorilor de la Championship League. Înainte de ultimul meci, englezul le-a spus jurnaliștilor de la Eurosport că mânca mai bine la închisoare decât în hotelul în care a fost cazat. Cu ceva vreme în urmă, cel supranumit Racheta a petrecut 16 ore în celulă. Ce ține de planul sportiv, Ronnie continuă să fie la înălțime. El a trecut fără emoții de grupa C în care se afla, iar acum își așteaptă adversarii din fazele eliminatorii. Din
Dintre cei 8 care s-au calificat până acum în play-off, 7 sunt englezi, printre ei s-a furișat și chinezul Liang Wenbo. Championship League este turneul care a dat startul circuitului de snooker după o pauză de aproape 3 luni. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Imediat după știri urmează un nou film la TV8, iar la 21:30 emisiunea Cutia Neagră cu Mariana Rață. Eu vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe site-ul tv8.md, iar noi le vom transforma în știri. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!